acum aproximativ o lună v-am arătat o carte pe care eu am descoperit-o în Biblioteca Universității din Craiova, o carte veche despre cântecul de înmormântare. O carte care are 132 de ani, de aceea mi-am propus să fac în această emisiune o incursiune în Biblioteca Universității din Craiova și să aflăm ce deține această bibliotecă, pentru că trebuie să recunosc că am descoperit și eu, căutând această carte, că Universitatea din Craiova are un adevărat patrimoniu de carte. Bună seara și bun găsit! Sunt Carmina Vlad, iar invitata mea din această seară este doamna profesor universitar doctor Carmen Banța din cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova și totodată director al bibliotecii din cadrul Universității din Craiova, bibliotecă despre care astăzi vom vorbi în emisiune. Dați-mi voie să-i spun și eu bună seara, bine ai venit, Carmen, la noi. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o provocare pentru mine această idee de a descoperi cartea veche în interiorul Bibliotecii Universității din Craiova. Eu îți mulțumesc frumos că ai acceptat să vii în TLU, unde de fapt și de drept tu cu ani în urmă ai realizat niște reportaje micuțe, să le spunem cum le spunem noi în televiziune, pastile micuțe, despre istoria locurilor din Craiova. Locuri foarte interesante, chiar îți povesteam înainte de emisiune că am trecut pe lângă piatra, crucea de piatră din Valea Roșie și mi-am adus aminte că tu ai realizat această poveste, dar în imagini și în sunet, despre crucea de piatră din Valea Roșie. Cum e reîntoarcerea la TLU, să spunem așa? Cu mare drag reîntoarcerea și, într-adevăr, provocarea între a filma și a înregistra pe teren imagini și în același timp povești despre istoria Craiovei. Acum intrăm într-un alt registru. Bineînțeles că în spatele unei cercetări de teren există o cercetare în interiorul bibliotecii, în interiorul cărților, prin intermediul cărților. De aceea acum probabil vom lega această trecere a mea din cercetarea de teren în fața camerelor pentru a povesti câteva idei, de a scoate în evidență câteva idei despre cartea veche din interiorul bibliotecii din Craiova. Oricum, chiar mă bucur că Universitatea din Craiova deține acest patrimoniu de carte veche, pentru că acea carte veche este foarte apreciată. Ce am avut eu în mână, trebuie să recunosc că am citit-o foarte greu, pentru că era în limba română veche, dar din care mi-am extras niște pasaje și foarte, foarte bine documentată și foarte bună. Pentru cei care vor să facă studiu pe acest subiect, chiar au ce găsi în această carte. Asta e una din cărțile pe care eu am găsit-o pentru că m-a interesat acest subiect. Dar vreau să te întreb, câte cărți deține Universitatea din Craiova în bibliotecă? Pentru că biblioteca este foarte mare. Da, biblioteca dispune de un, pentru utilizatorii săi, de un volum impresionant de peste 1 milion de cărți pe care le regăsim în cele 9 filiale, inclusiv în centru, la Universitatea din Craiova este punctul cheie al bibliotecii și pe lângă sediu central, noi mai suntem extinși în 9 filiale, iar această carte de care este numită de către colegii noștri o carte specială. Această carte se poate regăsi în aceste filiale. Vorbim despre peste 1 milion de documente în care regăsim atât carte tipărită, carte electronică, regăsim publicații periodice, colecții speciale și în același timp, pentru că suntem într-o continuă modernizare, putem să accesăm și baze de date științifice prin consorțiul Anelis Plus, în care tinerii, studenții, masteranți, doctoranți
studenți, profesori sau cei interesați de cercetare pot să vină în cadrul Universității din Craiova să acceseze această bază de date pentru studii internaționale. Să știi că asta e un lucru bun pentru că aveți din mai multe domenii, pentru că toată lumea poate să se regăsească. Eu am, intrând în biblioteca de jos, am văzut că sunt și cărți de medicină. Deci chiar dacă nu mai este facultatea de medicină afiliată Universității din Craiova, încă dețineți aceste cărți și este un lucru bun că, uite, cineva care poate vrea să facă un studiu pe acest domeniu, mai găsește chiar și la Universitatea din Craiova aceste cărți și aș întreba de când a început această colecție, ca să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, strângerea de carte în cadrul Universității din Craiova. Da, primul depozit de carte a fost cel al Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu, prima facultate, să instituție zicem, superioară da, în cadrul universității, deci în 1948 a fost constituit acest depozit de carte. Ulterior, 11 ani mai târziu, în 1959, a fost deschisă Biblioteca Institutului Pedagogic de 3 ani, tot în interiorul Universității din Craiova, acest institut funcționa, a fost deschisă o nouă bibliotecă afiliată acestui institut. Ulterior, în 1966, Ministerul Învățământului aprobă fondarea Bibliotecii Universității din Craiova prin unificarea fondului celor două biblioteci. Așa că în 1966 avem un număr reprezentativ de unități de bibliotecă, cum le numesc cei din zona bibliotecilor, care cuprindeau peste 220.000 de exemplare, deci vorbim de 220.000 de exemplare adunate din mai multe domenii. Putem să amintim câteva: filologie, științele naturii, agronomie, horticultură, matematică, istorie, geografie, etc. Dintre aceștia, 440.000 de volume erau periodice. Deci erau în categoria celor care deservesc zona periodice. Deci foarte multă carte, extraordinar de multă carte. Da, vorbim de anii 1966, deja fondul de carte era reprezentativ. Da, și cu asta e bine să ne gândim că, uite, fiecare profesor universitar care vine în timp, mai scrie câte o carte, și o aduce la bibliotecă ca să fie și în bibliotecă, deci ea pe fiecare zi se poate mări acest fond de carte. În niciun caz nu rămâne la un număr de, să zicem, 1 milion de cărți, 2 milioane de cărți, 3, 10 milioane. Ea cu trecerea timpului crește. Da, dovadă că am ajuns la peste 1 milion de exemplare. Din aceste exemplare, știți cum sunt achiziționate? Sunt mai multe variante. Prima variantă și prima universitatea face achiziție de carte. Achiziția de carte nu se face oricum, ci se consultă facultățile. Fiecare facultate are un necesar de carte nouă. Sunt liste, sunt și bani alocați pentru această achiziție, iar colegii de la serviciul achiziții selectează pe piață cărțile și le achiziționează pentru universitate, pentru specializările care au nevoie de acea carte. O altă variantă de a aduna carte, da, între ghilimele aduna, de a îmbogăți acest patrimoniu al cărții Universității din Craiova, este acea donație a celor care vor să colaboreze cu universitatea. Donația nu se face doar prin a da carte și a prelua o universitatea, biblioteca, ci se face o selecție a celor mai importante cărți. Dacă se caută în baza de date a bibliotecii dacă acele cărți se regăsesc în bibliotecă și dacă nu și sunt interesante și provocatoare pentru zona noastră, cărțile acelea sunt prelucrate și preluate de bibliotecă și profesorii universitari care de-a lungul timpului sunt
și cercetători, da, scriu cărți, încearcă să le promoveze și o mare parte dintre aceste cărți le regăsim și în cadrul bibliotecii, le donează bibliotecii universității. Practic, cine are o carte mai deosebită poate să vină și nu mai are ce să facă cu ea decât să ajungă la gunoi, poate foarte bine și frumos să ajungă la universitate, de care se bucură toată lumea, adică de la studenți până la omul de rând care vrea să citească, da, o carte veche. Dacă acea carte este, da, dacă acea carte poate să reprezinte ceva pentru un domeniu, bineînțeles, suntem deschiși pentru a putea să o preluăm. Da. Câte cărți vechi are universitatea? Așa, cu aproximație numărul lor. S-a făcut... Cartea veche este foarte valoroasă. Da, cartea veche este valoroasă. În documentele din fondul bibliotecii se află un număr de peste 60 de volume, a căror existență depășește peste 160 de ani. De aceea vorbim de o carte veche, fiind tipărite înainte de 1835. Conferindu-le și titlul de carte veche. Dintre acestea, 20 de cărți sunt tipărituri românești, unele titluri putând fi evaluate ca publicații de patrimoniu. Și cea mai veche carte? Și eu am fost foarte curioasă să aflu, cred că prima mea întrebare a fost când am ajuns în această funcție, aș vrea să văd și eu cea mai veche carte a bibliotecii. Cea mai veche carte este provocatoare, dar în același timp ține de un alt domeniu, nu al acum specificității Universității din Craiova. Este o carte de medicină, o carte de chirurgie, apărută în 1544. Wow. Da, este o traducere din greacă în latină, carte pe care noi o promovăm în general, protejată, bineînțeles, la diverse acțiuni pe care le organizează Universitatea din Craiova, când suntem solicitați pentru a arăta cele mai vechi cărți, etc. Unde trebuie să vă mândriți că aveți așa ceva? Bineînțeles. Eu m-aș mândri, frate, am cea mai veche carte! Da, și noi suntem și fericiți că colegii noștri de la medicină nu au cerut-o și, bineînțeles, fiind în interiorul universității, nu va fi străinată, da? Da. Rămâne carte de patrimoniu. Da, carte de patrimoniu. Chiar am discutat cu colegii de la restaurare, de la Facultatea de Teologie, da, și ne-au zis că ar putea chiar puțin să o restaureze, să o aranjeze cartea, pentru a putea fi păstrată cât mai mult timp de acum înainte. Foarte frumos. Chiar mă bucur că există astfel de cărți în Universitatea din Craiova și uite că avem carte de la 1500. Deci e carte veche, veche, veche și pentru că tot vorbeai tu de acești donatori. Cine sunt donatorii? Nu știu, profesori, oameni de rând. Cine va donata această carte? Cărțile în general, cartea veche și cărțile, da, care le aveți. Să știți că sunt povești în spatele donațiilor. Sunt persoane care ajungând la o vârstă realizează că au un bogat patrimoniu interior bibliotecii personale și pentru a nu fi lăsată urmașilor care poate nu au neapărat aplecare pentru a păstra un document vechi, vin și ne solicită și noi selectăm cărțile cele mai importante. Sunt persoane care sunt profesori universitari, care știu foarte bine ce înseamnă cartea și valoarea cărții, dar și, cum ai specificat, colecționari din câte știu eu, nu, dar probabil de-a lungul timpului, trebuie să mai căutăm în istoria bibliotecii, probabil au fost și persoane din acest profil. Pentru că tot vorbeai tu mai devreme, spuneai de faptul că sunt moștenitori care nu știu să aprecieze cartea. Să știi că și mie mi s-a întâmplat, am găsit de curând pe jos niște cărți aruncate în cartier, le-am luat și cărți interesante, trebuie să recunosc. Chiar a murit o vecină lângă mine acolo în blocul Bide și cei care au cumpărat apartamentul au aruncat toate cărțile la gunoi. Saci întregi de cărți, eu n-am știut, am aflat după ce s-au aruncat, pentru că le luam pe toate, ori le păsteam pentru mine ce aveam eu, le dădeam și la alții, măcar le duceam la o școală. Dar nu poți să arunci cartea. Mie îmi place să citesc cartea așa, foaie. Să miros, știi? Are miros ăla de cerneală.
E, așa îmi place să citesc o carte. Nu să citesc cartea pe internet, deși acum totul e digitalizat, să spunem, dar mă bucur că, uite, sunt oameni care preferă să aducă la universitate decât să ajungă la coșul de gunoi. Da, 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 chiar suntem foarte solicitați pe această temă de a putea să îmbogățim patrimoniul prin donație de carte. Dar spunem, sunt cărți care sunt în limba română veche, scrise. Da. Ce-am avut eu aici în limba română veche și chiar mi-a fost foarte greu să o citesc, dar am avut o ambiție de fier să o citesc. Și sunt cărți în limba chirilică. Și vreau să te întreb, acestea sunt cumva traduse? Le aveți traduse? Din păcate, noi, universitatea, nu, dar uitându-mă un pic, documentându-mă, unele dintre ele au fost traduse și chiar mă gândeam în timp dacă putem să și achiziționăm aceste cărți care au fost traduse de-a lungul timpului pentru a pune în oglindă cartea veche cu cea nouă prin traducere. Dar este interesant, tot documentându-mă, am descoperit și texte în limba olandeză, un text scris în 1700, avem cartea din 1700, în limba franceză 1704, în același timp în limba germană cu scriere gotică, vorbim de anii 1735-1739 și chiar în 1745 avem o carte din operele lui Ovidiu, volumul 2, 3, 4 și 5, ceea ce este foarte interesant, bineînțeles, este în limba latină. Deci sute de ani scrise. Da, 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 da. Și noi avem exemplarele acestea care sunt ca un fel de carte de vizită noastră, că o bibliotecă trebuie să aibă o carte veche care să o reprezinte. Așa este. Mai citește lumea? Vine, nu știu, lumea să citească, vin studenții, vin profesorii, vin oamenii de rând să vă ceară aceste cărți să le studieze? Să știți că este fluctuantă cerința de carte. În același timp, studentul este mobilizat de profesor, da, pentru a ajunge în interiorul bibliotecii, dar ulterior sunt provocați, unii dintre ei chiar își doresc să citească foarte mult și sunt provocați de ce bibliografii descoperă în interiorul bibliotecii și regăsim în sala de lectură curioși de a afla cât mai multe lucruri din cărțile pe care noi le oferim. În același timp pot face împrumut acasă, deci vin să-și fac o fișe și pot împrumuta acasă, pot studia în sala de lectură, avem foarte multe variante, iar în ultima vreme Universitatea din Craiova s-a preocupat în special de bibliotecă, a dotat foarte bine sălile de lectură. Avem niște săli moderne, săli care sunt conectate la internet, săli care oferă spații confortabile de a citi cartea și regăsim acum o dinamică a interesului pentru carte în interiorul sălilor de lectură, ceea ce pe noi ne bucură. În fiecare an vom încerca să dezvoltăm această dorință a studentului de a veni în sala de lectură, nu, cum spuneai, să stea acasă și să citească de pe internet, pentru că ei pot comunica în interiorul sălii de lectură. Dacă au un proiect, pot vorbi între ei, pot să-și transmită ideile unui celuilalt față în față, ceea ce e foarte important, să și comunice, nu doar să stea dincolo de un ecran, să vorbească între ei prin scris. Da, și mai e o chestie, că uite, sunt bibliotecari acolo care totuși au niște studii, oamenii ăștia, deci nu e bibliotecar făcut unul la apelul de seară. Nu, oamenii, nu, oamenii sunt specializați, au făcut cursuri de formare, da? Ei nu mai sunt păzitori de carte, sunt oameni care pot să informeze asta studentul. Vreau să zic că atunci când ești la bibliotecă poți să ceri un sfat. Da, da, sunt colegi care pot să creeze bibliografii. Da. Deci studentul vine cu o temă, se orientează către bibliotecă, vin la colegii specializați în acest lucru, iar acești colegi selectează cele mai pertinente și cele mai importante cărți
cărți care pot să-i contureze acel proiect al studentului, invitându-l, bineînțeles, în sala de lectură, dacă sunt cărți unicate, dacă sunt cărți care au un singur exemplar și nu pot fi împrumutate acasă, ei pot să studieze fără nicio problemă sub îndrumarea bibliotecarului. Da, și pot să ceară un sfat. Dom'le, uite, eu am tema asta, exact cum spuneai și tu, am tema asta, dar aș vrea să mai fac și ceva pe lângă tema asta, dar asemănător cu tema asta. Bibliotecarul automat poate să-i dea un sfat. Și asta e un lucru bun, că el vine către bibliotecă, da, și studiază la bibliotecă. Da, pentru că din bibliografie în bibliografie se poate scrie ceva, da? Da, corect. Și citind, regăsind în, eu știu, notele de subsol a unei cărți o altă carte, o cer în timp real, iar colegii noștri sunt foarte deschiși pentru a-i ajuta să-și contureze un referat, un, eu știu, un articol, chiar în interiorul sălii de lectură, cu ajutorul cărților împrumutate în timp real, cum spuneam. Da. Carte veche, de exemplu, scrisă de scritorii români, aveți acolo? Da, sunt, bineînțeles, și cărți vechi. Pe parcursul anumitor, în funcție de anii de publicare, regăsim și în bibliotecă. Biblioteca a fost foarte deschisă pentru titluri noi de carte, vorbim cu anii anteriori, încât tot ce a fost pe piață și cerința profesorilor, o regăsim prin cerința profesorilor și ceea ce am căutat și noi, cărți care erau destul de promovate, biblioteca le-a achiziționat pentru a avea în baza de date și a fi solicitate de utilizatori. Acum să nu se gândească cineva că, domnule, găsesc la biblioteca din cadrul Universității din Craiova amintiri din copilărie de Ion Creangă, să nu se închipuie chestia asta. Asta se pot găsi la Biblioteca Județeană. Da, le avem și noi. Da, avem tot. Și mi se pare corect să avem și texte aplicate pe scritori, nu? Da. Nu numai cărți critice sau monografii despre, și pentru a citi textul în sine, da? Pentru a înțelege textul și... Dar bănuiesc că o parte dintre ei, mai ales în zona noastră, să zicem, de filologie, aceste cărți le regăsești și în biblioteca personală. Personal ar fi chiar cum să nu ai un Sadoveanu, un Creangă, un Slavici, un Caragiale, și așa mai departe. Studenții, doctoranzii, masteranzii, cercetătorii și toți care sunt interesați de cărțile pe care le avem pot accesa site-ul nostru și în același timp programul Teen Read, unde e foarte simplu. Noi avem pe... Chiar te rog să dai site-ul. Da. UCV.ro, bibliotecă, da? În care trebuie să doar să-și caute titlul sau autorul și implicit să vede ce carte o poate regăsi în baza de date a bibliotecii. Și după ce au aflat ce carte există, dacă există cartea, se duc ulterior și împrumută. Foarte bine. Deci de acasă se poate accesa. Și vii cu tema făcută de acasă, da, ca să spun așa, mai trebuie să mai scaute. Și dacă ai nevoie de crearea bibliografiilor, cum v-am zis, pot discuta cu colegii noștri care se ocupă de acest aspect și își pot contura foarte bine o cercetare cu ajutorul colegilor de la bibliotecă. Este foarte bine că este făcută așa un cartex, cum se spune, pe internet, pentru că eu de acasă pot să caut la universitate o carte care mă interesează, mă duc direct cu ce-mi trebuie și se găsește mult mai ușor. Așa mai pierd timpul pe acolo, pe la universitate, mă duc direct lovit, punct ochit, știi cum se spune? Da. Da, foarte bine. Povesteai tu de cartea veche și de faptul că aveți din Franța, din Olanda, dar spunem așa, carte străină, ce aveți și dacă este tradusă în limba română să poată fi citită și înțeleasă de cineva. De, cum discutam, această carte veche rămâne originală și rămâne în limba de scriere. Limba și ulterior, unele dintre cărți au mai fost traduse, noi am mai găsit în oglindă unele traduse în limba română, dacă s-a făcut o traducere în limba română, dar ele rămân de bază în limbile în care au fost scrise. Și nu sunt traduse, sau? Nu sunt traduse și probabil va fi un efort și e mai greu. Da, și costul este pe măsură, dacă stau bine să mă gândesc. Este greu să acceseze aceste cărți, adică pentru un om care nu le găsește,
poate că este foarte greu să accesezi o carte pe care ți-o dorești și nu este tradusă. Se poate lua de la bibliotecă o astfel de carte? Nu, fiind cărți unicat, le se regăsesc doar în sala de lectură. Locația este chiar în zona dumneavoastră, zona Lăpușului, filiala din Lăpuș, în care această carte poate fi împrumutată în sala de lectură sub stricta supraveghere a bibliotecarului din această filială. Fiind cărți vechi, trebuie să fim foarte atenți cum le manevrăm, da? Cum le citim pentru a nu fi deteriorate. Cine are acces la aceste cărți? Toată lumea? Deci poate oricine? Da, dar numai în sala de lectură. Da, orice iubitor și doritor de a afla informații pot veni fără nicio problemă făcându-și o fișă în cadrul bibliotecii să acceseze, dar doar în sala de lectură. Nu se împrumută acasă. Da, indiferent că să studiezi, profesor sau angajații universității sau exact același program, să spunem așa, l-am avut și eu cu acea carte, a trebuit să n-am avut dreptul să o iau acasă, am citit-o aici, efectiv m-am supus regulilor, chiar dacă sunt angajat a universității, că așa este normal, trebuie să te supui și femeile de jos, bibliotecarele, colegiile noastre au și ele niște reguli și cum și eu am niște reguli aici și ele au niște reguli pe care toți trebuie să le respectăm. Oricum, cartea pe care o aveți este foarte interesantă, dar spunem, aceste cărți pe care nu sunt traduse, v-ați gândit vreodată să le traduceți în timp? Probabil e o provocare, o întrebare provocatoare. Voi discuta cu colegii mei de la specializările respective, vorbind de scriere veche, da, probabil latină, dar este foarte, foarte greu de tradus această carte. Cred că, în general, cărțile foarte vechi, pentru cărțile foarte vechi ar trebui creat un proiect. Un proiect în care sunt implicați nu doar un traducător, uitându-mă puțin în cărțile respective, pentru că e un efort mare intelectual și mesajul prin traducere trebuie să fie cât mai pertinent și în același timp să fie cât mai bine interpretat de traducător. Mai ales că voi, în cadrul Facultății de Litere, aveți foarte mulți profesori care au și titulatura aceasta de traducător și ar putea fi implicați în... Da, dar vorbim de carte veche, trebuie să avem specialiști în traducere din limba latină, limba greacă veche. Veche, da, limba română veche. Limba română veche și mai greu găsești. De asta zic că ar putea să fie un proiect la nivel național în care noi să venim cu cartea, să avem un coleg traducător și implicit încă 2-3 specialiști din țară. Și pot fi proiecte frumoase, chiar finanțate. Există, de exemplu, proiecte interesante, chiar acum am fost evaluator la FCN pe proiecte editoriale, în care se poate propune o carte pentru traducere prin intermediul unei edituri, iar editura poate să plătească traducătorul și în același timp publicarea prin fondurile care le alocă, le gestionează AFCN-ul prin Ministerul Culturii. Deci pot fi găsite soluții pentru o traducere a un text vechi finanțat de Ministerul Culturii, de exemplu. Proiecte europene aveți voie să faceți acolo? Da, dar trebuie să intrăm într-un consorții, din câte am înțeles. Acum suntem într-un proiect, facem parte dintr-un proiect, o ramură în cadrul proiectului de digitalizare a universității și prin prorectoratul domnului profesor Nicu Bâzdoacă, noi încercăm să achiziționăm cât mai multe instrumente pentru această digitalizare. Nevoia și prioritatea bibliotecii este această digitalizare, pentru că o mare parte din carte poate să fie și scanată și poate fi accesată în interiorul sălii de lectură prin intranet. Studentul, dacă există un singur exemplar și este împrumutat, studentul, pentru a nu aștepta o săptămână, două, trei, până se recuperează acel exemplar, poate să găsească și cartea sub format digital, să o vizualizeze în cadrul sălii de lectură pe un ecran.
Și asta e un lucru bun. Da, este un lucru bun pentru că ei sunt familiarizați cu a citi într-un fel, da, într-un fel în fața unui ecran, în fața unui, nu neapărat să răsfoiască cartea, cum ziceai, să simți mirosul cărții. Da. Nu știu dacă ei au dezvoltat acest miros al cărții. Bănuiesc că nu această generație care este într-o continuă schimbare, probabil nu au simțul cărții vechi, da? Carte care poate să aibă și miros. Cred că ei nu au miros în această zonă, dar pot citi sub diverse forme. Și cartea poate, deși biblioteca poate să-i atragă în sala de lectură și printre această digitalizare. Adică în fața unui ecran, citind cartea vizualizată pentru că sunt unele cărți care nu le poți lăsa ușor la îndemâna utilizatorului să și-o descarce acasă. Sunt cărți care sunt de patrimoniu, care nu ai dreptul să le, mai ales după 1940 legea cărții și nu ai voie, legea scanărilor și nu ai voie să scanezi o carte și să o lași utilizatorul în orice formă, că e dreptul de autor, vorbim de legea dreptului de autor, încât prin vizualizare nu se descarcă, dar pot să vadă, să citească informațiile din acea carte. Da, și poate dacă o vrea eventual, nu știu, să-și fotografieze, are dreptul? Nu au voie. Deci nu au voie. Nu au voie. Oricum ei sunt însoțiți în sala de lectură de către cineva și se vede orice mișcare pe care o face acesta, dar de xeroxat au voie să xeroxeze carte? Carte veche nu, dar la solicitarea lor pot fi capitolașe în care pot fi xeroxate cu ajutorul colegilor, pot să aibă acest document sub forma printată. Dacă își doresc, colegii noștri sunt foarte deschiși. V-am zis, pe zi ce trece se dotează biblioteca și prin aceasta e mai ușor, cerința lor a utilizatorului, a cititorului este vastă și noi încercăm să acoperim toate nevoile cititorului pentru a-l atrage către bibliotecă. Aveți acolo în cadrul bibliotecii sau în cadrul universității spații generoase sau îndeajuns de multe încât să puteți să depuneți toate cărțile astea de care ziceai 1.000.000 de cărți? Întrebare retorică, toată lumea își dorește spații, implicit biblioteca. Avem destul de multe spații, ne dorim și altele, probabil în timp se mai renovează spații, putem să depozităm această carte, fiind foarte multe, trebuie păstrate într-o anumite condiții, nu pot fi oriunde puse și de aceea se caută spații specializate pentru depozitarea cărților, dar se compensează prin acele săli de lectură care sunt foarte generoase, care pot să atragă foarte ușor utilizatorii, cititorii, creându-le un mod de a accesa cartea foarte familiar. De asta vorbim. Se simt foarte bine studenții în interiorul sălilor de lectură. Pot studia, chiar suntem întrebați pe hol unde putem să stăm și noi, un grup de studenți de la facultatea X, pentru că avem un proiect, avem câteva cărți pe care le-am împrumutat acasă, dar nu avem spațiu unde să lucrăm împreună. Și noi le oferim cu drag aceste săli de lectură pentru studiu. Spuneai tu de modul de păstrare. Aveți și aceste moduri de păstrare, adică orice carte se știe că trebuie să aibă o umiditate anume, un spațiu anume bine aerisit. Da. Aveți aceste dotări? Da, bineînțeles, astfel nu ar fi funcționat, sunt niște criterii, da, de funcționare a unei biblioteci, noi ne încadrăm în aceste criterii. Bineînțeles că altfel nu se găsesc chiar soluții, dacă cumva spațiul are mici probleme, regândim relocarea în alt spațiu. Da, relocare în alt spațiu pentru a proteja cartea. Principalul țel al nostru este de protecția și protejarea cărții, da? Da. Am văzut că sunt foarte unele foarte, foarte, foarte vechi și
Unele chiar deteriorate, chiar această carte pe care am avut-o eu, și ziceau fetele că trebuie dusă la restaurare. Restaurare, dar le-am zis, nu o duceți la restaurare până nu fac eu emisiunea cu ea. Da, v-am zis, o să intrăm într-un, cred că o să propunem chiar un proiect colegilor de la teologie. Chiar au venit două doamne specializate în restaurare de carte, foarte, foarte încântate de ce au găsit. Erau ce înseamnă să fii specialist. Simțeau coperta cărții și ne spuneau din ce material e făcut și cu cât de greu s-a putut scrie pe acea copertă. Deci oameni specializați care își doresc cu drag să lucreze și să o recondiționeze, să zicem, restaureze acea carte. Și sunt deschiși colegii noștri și probabil în timp, în câteva luni, cărțile care credem noi că ar trebui să aibă și vin ei, probabil vor face o radiografie a cărților care ar trebui restaurate și în timp vom colabora cu ei ca să ni le readucă sub forma cea mai bună de a putea fi și citită. Care. Da, pentru că am văzut sunt unele pagini desprinse, da. Unele pagini îndoite și am văzut chiar la Muzeul Tine, am văzut cum se restaurează filă cu filă. Da, da. Deci toată un cartea proces. Se desface filă cu filă și după aia se leagă, se da. Lipește, e un întreg proces, durează da, da, da. Poate și luni de zile ca să faci o singură carte. Da, și trebuie să fii foarte pasionat. Da. Știu foarte bine care sunt criteriile, să lucrezi cu anumite soluții, cu anumite ustensile, nu oricum și oricine poate să facă restaurare. Înțeleg că în Craiova nu sunt foarte mulți specialiști, pentru că e o migală și o creativitate care nu o poate avea decât un foarte, foarte bun specialist. Așa este. Să spunem, îți place acum munca asta din spatele meseriei de profesor universitar, aceea de director de bibliotecă, pentru că, uite, găsești lucruri interesante în bibliotecă. Îți place și munca asta? Pentru că cea de profesor știu că îți place. Încet, încet începe să mă... M-a provocat, atrage. Da, m-a provocat la început, acum atrage pentru că și eu, cum ai spus la început, descoper foarte multe lucruri. Chiar mă gândeam, discutam cu câteva colegi de la bibliotecă, ar fi foarte bine să ne apucăm să scriem o monografie a bibliotecii, să insistăm mult pe această carte veche, subiectul emisiunii tale, pentru că poate fi promovată și prin scris. Dublat această carte, monografie, o văd așa puțin cu imagine, dublată de informații, căutate dacă s-au făcut traduceri, puse traduceri, porțiuni, segmente din traducerile respective în interiorul monografiei și monografia să cuprindă un istoric al bibliotecii, pentru că vorbim de zeci de ani, în care încet, încet s-au adunat volume, s-a adunat multă carte necesară cunoașterii, nu? Necesară tuturor, necesară trecerii dintr-o generație în alta, către o generație spre alta, pentru toate converg către educație, către cultură, nu? Și către crearea personalității fiecărui individ care intră pentru a se perfecționa și pentru a-și crea un parcurs științific prin intermediul facultăților Universității din Craiova. Acum trebuie să mă lași să dai eu din casă. Înainte de începerea emisiunii mi-a arătat o poză pe telefon cum arătau registrele de la începutul universității. Practic de când s-au adus primele cărți. Da. S-a adus prima carte și așa mai departe. Cam din ce an sunt cărțile? 1947-48, atunci când s-a înființat universitatea, da. Registrul inventar se numește. Uh-huh. Interesante cărțile. Unele dintre au fost și casate pentru că nu mai erau... S-au distrus în timp. Dar prima carte apare în 1947, ceea ce este foarte important, pentru că ulterior apare depozitul, dar au chestionat puțin timp înainte. Foarte interesant pentru un studiu al evoluției cărții, nu? Și achiziției cărții în interiorul universității, segment
pe care putem să regăsim într-o frumoasă monografie. Așa este, pentru că această carte de patrimoniu este foarte importantă pentru orice instituție de învățământ. Și nu că sunt eu angajată a Universității din Craiova, dar eu sunt mândră că Universitatea din Craiova are acest patrimoniu de carte veche. Chiar mă bucur că oamenii pot să găsească la voi acolo în bibliotecă aceste cărți de care poate nici n-au auzit. Da, unicate. Unicate, da, unele dintre ele unicate, de care nici n-au auzit. Trebuie să recunosc că nici eu n-au auzisem de această carte, Cântecul de mormântare, deși am făcut studii pe acest domeniu, dar n-au auzisem și am găsit-o la Universitatea din Craiova. Vezi? Adică îți dă șansa asta, bă, am țin-o în mână o carte veche de 132 de ani. O răsfoiesc și o citesc. Da, emoția. Da, și cum mirosea că eu, primul lucru, am un obicei, aia fiecare cu goanga lui, știi? Când o desfac cartea aia veche, o miros, că îmi place parfumul ăla de carte veche, știi? Și asta mă face, parcă mă face, ia, desfă-mă și citește-mă, cam așa ceva. Da, deschide-mă da. Și citește-mă ca să... să citești și te îmbie mirosul ăla, te atrage numai să citești cartea. Da, eu sunt provocată și de genul acesta de document vechi, de arhivă. Am studiat mult în Institutul de Folclor pentru teza de doctorat, momentul respectiv că tot vorbeam de pastila acelor legende toponimice neimpuse administrativ Curcea de Piatră, da? Unde am făcut o anchetă documentată. În Institutul de Folclor am în anii 2000, cred, da? Am studiat un manuscris al lui Toni Bril, Legendele Românești, încă nu era publicat și, într-adevăr, ce înseamnă registru inventar vechi, ce înseamnă adunat legende puse în dosare, în dosariate, și toate aveau un miros, da? Un miros al trecutului, un miros de istorie, un miros de cercetare, de oameni pasionați care au putut să lase generațiilor următoare un text scris. Foarte important pentru noi ulterior. Îți dai seama câtă istorie acumulată într-o astfel de carte? Da, da. Și energiile omului care a scris-o, energia omului care a luat-o și a adus-o în bibliotecă, energia omului care a răsfoit-o totodată, pentru că fiecare dintre noi avem o energie și o punem acolo în cartea respectivă. Da, da. De la autor până la foarte mulți cititori, cartea are un mesaj. Așa da. Este. Și o energie, cum spune. Omul trăiește și moare, dar cărțile rămân vii sute de ani. Da, generații întregi. Da. Generații întregi. Că îți dai seama, această carte de care vorbesc eu, 132 de ani, câte generații în urmă o fi citit-o și o fi deschis-o. Mai ales că avea și stema regatului. Regatului. Da, pe ea. Deci, stai seama, cărți cu adevărat de patrimoniu, cărți valoroase. Da, gândindu-ne că au fost foarte puține exemplare, unele dintre ele pot fi chiar unicate, da? Este o onoare pentru o universitate să aibă în patrimoniu aceste cărți, pentru că vorbim de, nu știu, 10 exemplare în toată țara, da? Una să o aibă Universitatea din Craiova este foarte important. De aceea, noi trebuie aceste cărți să le protejăm cât mai bine și, în același timp, cred că vom găsi o soluție, consultându-mă cu colegii, să știm să o promovăm, să o protejăm și, în același timp, să o și, cum ne spuneai tu și ne sugerai, să o și putem upgrada un pic prezentului prin traduceri. Vom încerca să facem un proiect interesant și ideea este sugerată de tine, ar fi foarte interesant, sau dacă au fost traduse, trebuie să caut mai mult, da? Dacă au fost traduse, măcar să facem rost de exemplarele traduse, să le achiziționăm pentru a dubla cartea veche cu cartea veche în limba respectivă, scrisă cu traducerea acesteia. Și poate faceți în așa fel încât, că tot vorbeai tu ceva mai devreme de digitalizare, să faceți în așa fel încât această carte veche să fie, oglindă. Să fie, da, să fie găsită chiar pe intranetul vostru, încât oamenii, chiar dacă nu o văd față în față, că
Da, trebuie să ai grijă, da, cum da, o desface, da, da, cum îi dă pagina, sunt, poate vor să o rupă, poate nu o să da, știe. Da, e riscant. Da, e riscant, dar mai bine digitalizată și, da, domnule, vreau și o să o văd, să o văd scanată, măcar să da, citesc o, din o să încercăm să facem așa, ne trebuie un scanner performant și acum, prin acest proiect al universității, vom achiziționa și noi și atunci vom găsi cei mai buni bibliotecari care sunt foarte atenți, că aici trebuie să fii foarte, foarte atent cu ceea ce și cum scanezi cartea, pentru ca ulterior să o regăsim scanată și de exemplarul în sine să fie protejat foarte bine. Eu știu, în este în momentul actual, dar cât mai bine ținut sub supraveghere atentă a bibliotecii. Încât acestea, să, vorba aceea, să fie și păstrate pentru încă 3-400 de ani. Alte generații, exact. Da, da, da. V-ați gândit să faceți vreo expoziție de carte veche în holul universității? Eu una aș fi prima care aș veni. Am făcut, din câte am înțeles de-a lungul timpului, când sunt acele, eu știu, promovarea facultăților, admiterile, etc., au fost și cărțile acestea puse, protejate, au fost expuse pentru publicul larg, pentru cei care au intrat în universitate pentru a afla, eu știu, de oferta educațională, de târgul joburilor, etc. Și biblioteca are un corp în care promovează cartea sub diverse forme, venind și cu această carte veche. Da, să le-ai luați pe toate, adică toate din toată universitatea, toată cartea veche și alea la 1700 și aia la 1500. Atunci ar trebui să fie doar un singur proiect și focusat numai pentru și pe cu pază tată. Da, 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 da. Și cu pază jandarmi, polițiști pe acolo, pentru că sunt cărți valoroase, foarte valoroase, cărți care sunt de patrimoniu, cărți care la licitații costă o grămadă de bani. Dar, uite, pentru că tot vorbeam de pază și de toate astea, aveți condiții, adică sunt securizate? Da, da, bineînțeles, ca orice instituție care se respectă, da? Și Universitatea Craiova are o securitate bine pusă la punct referitor la carte și protecția cărții. Da, și asta e un lucru bun. Da, da, da. Pentru că sunt cărți, să nu și închipuie cineva că sunt lăsate așa la voia întâmplării, sunt și ele păzite ca orice carte veche și să nu și închipuie cineva că poate să ajungă acolo la aceste cărți și să facă ce vor ei. Ce proiecte mai aveți pe viitor? Încercăm să definitivăm zona aceasta de... Avem o sală multidisciplinară în care vom încerca să adunăm în această sală toată achiziția sau parte din achiziția cărților noi de la toate specializările. Pentru că v-am zis, noi consultăm decanatele, ei vin cu o ofertă de carte, cu o dorință de carte, noi căutăm cartea dacă există pe la edituri și o achiziționăm. E, această carte mă gândeam să o expunem în această sală multidisciplinară, da, unde sunt foarte multe evenimente, au luat foarte multe evenimente culturale, științifice, lansări de carte, proiecte, o sală destul de generoasă, care să aibă și în gestiune aceste cărți noi, se vadă că există o achiziție de carte constantă, nouă, a bibliotecilor. Deci aveți proiecte. Da, da. Și următorul proiect va fi și cu expoziția asta, da? Bineînțeles, bineînțeles. Chiar am spus atât de transparent în fața camerelor încât... Deci chiar nu vreau această expoziție pentru că vreau să vin și eu să o văd. De chiar dacă ele sunt normal, nu sunt lăsate să punem mâna pe ele și sunt acoperite în boluri de sticlă, cum sunt și la muzeu, dar măcar să o vezi, să o simți acolo, să băi, am văzut și o carte veche, veche, veche. Da, și noi încercăm, e o idee foarte bună, să încercăm în spatele cărții sau cartea să fie expusă și să aibă o mică poveste. Da, pentru a fi înțeleasă, da, pentru descriere, câteva idei principale, pentru că cel care vede trebuie să fie un pic și informat, că rolul cărții e de a informa, da? Da. Și vom încerca să găsim soluții pentru a putea fi înțeleasă și acea carte doar printr-o scurtă descriere. Și în felul ăsta atrageți oamenii să și citească foarte mult, că mai am și o prietenă de profesor de limba și literatura română și chiar îmi spunea, nu mai citesc copiii cum citeam noi cândva. Sunt mulți care nu au bibliotecă.
Chiar vorbeam ieri cu cineva și îmi spunea, zice, păi vecina mea a aruncat în niște cărți, a spus dacă vreți le luați, dacă nu, nu, pentru că pe mine nu mă interesează, eu nu mai citesc. Și l-a întrebat, câți ani ai tu? 35 de ani. Aoleu, și nu citești la vârsta asta, adică pentru mine cel puțin e un medicament, adică eu mi-am luat așa, poate o să zică lumea că sunt dusă, știi? Dar în fiecare zi eu seara citesc măcar 10 pagini de carte. Mă liniștește și adorm foarte bine, liniștită. Așa se și spune că terapia se face prin citit, nu prin vizionat ceva la televizor. Se adorme mai ușor citind o carte. Așa este. Trebuie să recunosc că televizorul meu din cameră este și tras din priză, nu m-am mai uitat de luni de zile la televizor. Deci nu e provocator, așa că da. Varianta e cea mai citit. Bună. Să știi că e cea mai bună. Mai citesc studenții? Unii da, unii da. Acum, din perspectiva profesorului, eu, pe specializarea mea, în cadrul specializării mele și materiile pe care le predau, am găsit, nu cu greu, ci adaptându-mă la ceea ce văd, am găsit soluții să-i provoc să citească prin intermediul multor proiecte pe care le scriu împreună, le prezintă celorlalți, au dialog între ei, vorbesc de o bibliografie, pentru că un proiect nu poate să fie susținut decât de o bibliografie implicit de a citi, da? Și eu chiar, nu că mă mândresc și am și dovezi, am o pondere sau, eu știu, o dinamică a celor care vin la curs destul de mare. Îi orientez și către alte, normal, alte segmente, să citească cât mai mult, dar dacă îi stimulăm, să știi că studentul este receptiv. Eu nu cred că s-a pierdut. Cum îi atragi? Ce le spui despre carte? Cum îi atrag? Nu le spun despre carte, le dau niște repere, eu știu, informații despre un, să zicem, folclorist sau despre o etapă de cercetare și le spun că lucrul acesta pentru a crea un profil trebuie să avem o bibliografie din care să extragem cele mai importante elemente. Și așa vin cu citat din carte, cu interpretări critice despre, ceea ce pe mine mă surprinde plăcut. Le regăsim chiar în proiectele pe care le concep împreună, sunt echipe, cu citate, cu pagină, cu tot, deci efectiv știu să caute o bibliografie. Intrând în dialog cu ceilalți care ascultă proiectul și care au citit și ei aceleași cărți și speculează că n-au pus în valoare anumite paragrafe, deci foarte frumos, se joacă, te poți juca cu mintea lor, provocându-i și găsind soluții. Sunt receptivi. Eu așa văd. Studenții noștri sunt receptivi, dar trebuie noi, profesorii, să insistăm. Aia vreau să spun. Să insistăm. Să știi că eu am învățat... Fără să-i șantajăm cu un punct la examen, fără. O fac chiar de dragul de... Și ce am observat la, uite, generația anul 2 de facultate, de exemplu, acum, la noi la română, română-limbă străină, sunt focare de copii foarte inteligenți, da, venind din licee bune, care au terminat filologie, licee de profil filologic, și pentru că sunt adunați, vin din toate zonele Olteniei, da, mare parte din zonele Olteniei, nu se cunosc între ei, da, s-au cunoscut în anul 1. Ei, în anul 2 deja s-au cam creat liderii pe grupuri și intră în dialog pentru a se remarca, pentru a demonstra, da, de a întreba care știe mai mult decât celălalt. Și așa am ajuns să am lideri de 10-15 studenți care adună în jurul lor câte 4-5 și încep discuțiile între ei. Foarte interesant cum te poți juca cu mintea lor provocându-i prin proiecte și demonstrându-și unora altora că informațiile lor sunt mai bune decât celălalt. Foarte frumos! Da, chiar da. Mă bucur să aud asta, dar
acești copii vor să devină profesori de limba română sau vor să ducă și către alte domenii? Ținând cont că predau și didactica specialității, didactica limbii literaturii române, sunt înscriți la modul 90%. Provin, că asta am fost și eu puțin curioasă, provin din medii în care o mare parte din familie sunt angajați în învățământ, își doresc să urmeze carieră didactică. Sunt destul de interesați pentru că ei în anul 2 fac această didactică și ulterior în anul 3, semestru 1, merg în practica de didactică. Merg în școlile care au parteneriate cu DPPD-ul. Și acolo văd ce înseamnă predarea propriu-zisă. Dacă pleacă cu o dorință sau nu de a intra, de a sta atâtea ore într-o școală, un pic plictisiți, vin cu un alt vibe, cum se spune. Vin foarte, foarte încântați, pentru că discut cu profesorii mentor din școlile respective să-i, spre sfârșitul orelor pe care le petrec acolo, să-i lase să predea. Jumătate de lecție, un sfert din lecție, în fața copiilor, profesor fiind doar în spate și doar el catalogul și informația pentru lecția respectivă. Și acolo se descoperă că au tact pedagogic, că simt că pot să transmit o informație și ceilalți să fie atenți, să li se pună întrebări și să răspundă, iar răspunsul lor să fie cel mai bun și cel mai competent, și vin altfel din școli. Pe mine chiar mă surprinde și eu discut cu ei ulterior la finalul anului 3, vă înscrieți la titularizare. Da, doamnă, o să ne depunem dosarul pentru că cred că și învățământul este o oportunitate pentru noi a ne continua, să zicem, și studiile făcând un masterat, dar în același timp pentru a deveni cadru didactic. Și în felul ăsta sunt atrași și să devină cadru didactic, exact cum spuneai tu, dar înțeleg și ce înseamnă să fii profesor. Că lor li se pare, mamă, ce rău e profesorul, da, ce exigent e. Dar în momentul când vin la clasă și văd și ei ce înseamnă să fii profesor, atunci nu mai judecă profesorul. Da, 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 eu tot timpul le spun. Sunteți în anul 2, deja pașii către catedră sunt foarte scurți. Mai sunt 2 pași până veți fi în locul meu. Informația pe care o transmit eu și informația științifică pe care vă transmit voi, o luați ca pe ceva foarte interesant, dar la același timp foarte credibil, același lucru îl veți face voi în maxim un an de zile. Nu aveți foarte mult și veți fi dincolo de catedră. Veți ști să evaluați, să simțiți pulsul clasei, să simțiți, pentru cum spunea, există o energie a clasei, încât dacă nu sunt și foarte buni actori, foarte buni psihologi, mai greu să vii doar să predai o lecția aridă, fără niciun mesaj decât robotizată. Trebuie să empatizezi cu elevii și ei simt acest lucru. Au început, chiar pe mine de-a lungul timpului, fac de foarte mult timp, de 10-15 ani predau această didactică, observ generații din ce în ce mai îndrăgostite de a preda, de catedră. Catedră, da, da. Surprinzător, și îi regăsim de ce știu parcursul lor, pentru că ulterior îi regăsim la gradele didactice. Vin în universitate pentru gradul 2 și, doamna, știți că ați fost profesoara mea? Zic, da, faci parte din generația X. Deci sunt destul de mulți. Iar să știți că Sita Cerne, cei care au și har pedagogic, tactul ăsta pedagogic și au un har, rămân în sistem. Rămân în sistem și devin și foarte buni profesori. Să știi că nu oricine poate să vină devină profesor. Te-am întrebat pe tine cum îi atragi. Eu, să știi că învățam de dragul la unele materii, trebuie să recunosc, la unele materii învățam de dragul profesorilor. Pentru că știau, exact cum spui tu, aveau acel ceva, aveau harul ăla divin de a ști să predea și de a atrage elevul către materia sa. Întrebarea în anul întâi, când mă întâlnesc cu ei, de ce au venit, s-au orientat către filologie, facultatea de litere, pentru că noi fără modul ei nu se fac profesori, sunt filologi, pot să fac orice altceva, dar nu profesori, da? Pot fi corector de text, pot fi lucra la o televiziune, la un radio, etc., să traducere, dar nu profesori dacă nu vor continua și acest modul psihopedagogic, și ne spun pentru am ajuns la facultatea de litere pentru că profesorul de română m-a îndrumat, m-am îndrăgostit de profesoara de română. Dau exemple din interiorul școlii, adică au fost profesori model pentru și de ei. Dragul lor devin ei profesori, da, sau să ducă către studiul respectiv.
Și cei care chiar s-au îndrăgostit, da, cu ghilimele, de acest profesor, se văd că au o bază. Au citit mult. Sunt copii care au citit, pentru că profesoara de română a simțit ceva în ei și i-a stimulat. Și au citit texte. Au citit foarte multe texte. Așa este. Ce sfat le-ai dat tu ca profesor elevilor care nu vor să citească sau elevilor care citesc? Cum îi atrage tu să le spui, domnule, de acum înainte, haide să citiți? Ce sfat le-ai dat? Cred că nu există o definiție sau citim pentru că. Că există proverbul ăla, scuză-mă că te întrerup. Ai carte, ai parte. Știi? Da, dar deloc traductibil pentru ei. Dând exemple, poate așa ajung să se maturizeze și să înțeleagă mesajul. A citi nu este un mod de a începe la o vârstă. A citi trebuie să fie pe parcurs. Eu cred că stimularea cititului trebuie făcută încă din anii fragedi, din anii, eu știu, clasele 1-4, care învățătorul este cel care le insuflă un pic dragostea de a citi, să facă cât mai multe, nu știu, au lectură, nu? Să citească, să se audă citind, să înțeleagă un text și treptat în școală. Când vin la facultate, ei trebuie să aibă o bază. Noi nu putem să-i determinăm în anul întâi să pună mâna pe carte pentru prima dată, nu. Ei vin oarecum orientați către filologie, da? Cum am zis că dau exemple, în familie sunt profesori, da. Nu chiar sunt dezinteresați și s-au înscris fără să-și proiecteze un viitor. Nu cred. Și nu găsim studenți, eu una n-am întâlnit studenți care chiar nu au citit. Cititul acesta este dinamic, nu? Este în funcție de cerința, poate, a profesorului pentru proiecte, pentru colovii. Avem colovii studențezi, iar un grup dintre cei mai buni se orientează către acest segment. Se duc către zona de limbă, nu neapărat de literatură, vorbim de zona noastră de română, sau pe limbi străine. Deci nu cred că există un stimul în a citi. Acesta trebuie să vină din trecut, nu știu, trebuie să vii cu el. Sânge. Da, să vii cu el. Și aici contribuie și familia. Așa este. Dar să știi că mulți nu înțeleg că dacă citești mult, în primul rând îți dezvoltă gândirea, dezvoltă vorbirea foarte bine, vorbești liber. Ai văzut, eu nu citesc după prompter. Îți dezvoltă capacitățile tale de recepție. Absolut tot îți dezvoltă. Te dezvoltă pe tine primul ca om. Cititul. Foarte mult te dezvoltă ca om. Și trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că a citi te dezvolți tu ca om. De aceea am și apelat la revin la ceea ce fac eu ca în cadrul facultății, am apelat la acele proiecte pentru a putea citi în fața celorlalți, a se exprima oral în fața celorlalți, având pe aici, pe acolo, să citească un text de pe un slide, etc., și să-l dezvolte. Pentru a se auzi cum articulează, cum cât de coerenți sunt în fața celorlalți. Da, tonalitate. Sunt studenți care au mici carențe, lucrăm la ele de față cu ceilalți, fără să fie ca un handicap, ci împreună își depășesc emoțiile. Că probabil emoțiile pot să genereze foarte multe... Da, când te afli, de exemplu, sunt mulți invitați de la mine și de aici, de la muzică populară, dar și de la emisiunea îndeplinită, când dai drumul la cameră, ori se umplu de apă toți, ori se blochează. Au acel trac. În momentul când vorbești în public, când citești în public, cum spuneai tu, îți trece din tracul ăla și dacă urci pe o scenă sau pe... vin într-un studio de televiziune, este exact cu zero, mergi înainte, vorbești liber, n-ai nicio problemă. Da, eu insist pentru acest dialog și pentru a vorbi în fața celorlalți, pentru că ulterior, dacă vor fi profesori, ei trebuie să-și depășească această emoție. Da. Și dacă au informația necesară și nu știu cum să o exprime, este egal cu zero, nu? Da. Și vedem, chiar colegii discută între ei, colegii studenți, văd evoluția celorlalți.
la început, știi, că te bâlbâiai, că uite ce bine discuția acum, că îi lasă, au un proiect și după spre final au un alt proiect. Se vede evoluția. Da. Îmi place să-i provoc. Mm-hmm. Și sunt receptivi. Asta am zis, că dacă noi profesorii îi stimulăm, găsim soluții pentru a-i determina să revenim, să citească și să poată să-și expună propriile păreri, atât în scris cât și oral. Pentru că și la citit există niște reguli de tonalitate, știrile se citesc într-un fel, când faci lectură, da, voiceover la un material, facem într-un alt fel, adică și la noi la televiziune să nu vă închipuiți că citim așa cum o fi. Nu, există niște reguli de televiziune și dicția contează foarte mult în orice citești, că citești o știre, că citești pentru un material, pentru un documentar, tu știi prea bine că ai făcut chestia asta și există niște reguli. Și asta e un lucru bun, că totuși, uite, studenții vin către voi. Pentru că te afli într-un studio de emisiuni folclorice. Îți place muzica populară? Da, da, sunt, da? Ascult muzica populară pentru că au și mesaj unele melodii, da? Da. Și chiar am o preferință. Pe, da, cine preferi? Pe Vasilica Dinu. Foarte, dacă bine se poate. Da. Că ar fi frumos să avem aici un... Păi uite, dacă ești de acord, la sfârșitul emisiunii aș prefera să difuzez două melodii din repertoriul Vasilica Dinu. N-am știut că îți place Vasilica Dinu, că o chemăm aici. Data viitoare. Data viitoare, da. Data viitoare. Mulțumesc frumos, Carmen Manța, pentru că ai venit. Îți doresc succes. Mulțumesc. Cu biblioteca, să adunați cât mai multe cărți și să faceți lucruri frumoase pentru carte, pentru că merită păstrată, pentru, nu numai pentru noi, și pentru zecile de generații care vin după noi. Sănătate multă tuturor de acolo, de la bibliotecă, ție tot la fel sănătate multă și putere de muncă, studenți cât mai mulți și cât mai studioși, să spunem, și iubitori de carte să ai. Mulțumim frumos, sperăm să facem cât mai multă publicitate, marketingul contează mult, da? Ca începând cu anul universitar acesta, să chiar mi-am propus să ne ducem noi către student, să mergem în sălile de curs, să promovăm biblioteca în interiorul sărilor de curs, nu să-i așteptăm pe ei la bibliotecă. Da, așa este. Pentru a afla cât mai multe de câte servicii poate oferi biblioteca Universității din Craiova. Și câte mistere ascunde o carte. Bineînțeles. Mulțumesc încă o dată, a fost o plăcere, o reală, da, plăcere să facem această emisiune și uite, am aflat foarte multe lucruri despre biblioteca Universității din Craiova. Data viitoare vreau să facem aici o expoziție de cărți, să mi-o aduci câteva măcar din cărți, să le arătăm și telespectatorilor aceste cărți. Chiar încercăm să deslușim puțin misterul lor, da, printr-o mică descriere. Exact. Cărți vechi pe care vreau să le prezentăm, scos tu de acolo ce vrei tu, ce ți se pare ție mai deosebit și să le arătăm, asigur și siguranța lor, garantat, vorbim cu cei de la poliție, de la jandarmerie, pază totală. Cunoaștem tot. Da. Mulțumesc încă o dată. Cu plăcere. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă doresc o seară excelentă și nu uitați, dragi oameni, dragi telespectatori, indiferent că sunteți copii sau că sunteți bunici, puneți mâna pe o carte și citiți, că nici nu știți ce puteți găsi în acea carte și ce poate ascunde acea carte, ce istorie poate să aibă, și vedeți exact cartea așa cum este ea, de la scriere până la tipărire și mai ales cum ajunge ea în mâinile dumneavoastră. Iar în final vă las în compania solistei de muzică populară Vasilica Dinu. Toate cele bune, seară frumoasă, la revedere! Florește brântușa și-n
frunzește, nu e lușa. Iau drumul printre boiene, printre flori cu roangene. La măicuța s-o sărut, că n-am văzut-o de mult, mă. Să-i sărut părul ca neaua, îmbrobotit cu basmaua. La măicuța s-o sărut, că n-am văzut-o de mult, mă. Să-i sărut părul ca neaua, îmbrobotit cu basmaua. Casa veche, mamă, că vremea-o tot destramă. Numai tu ții hazăvadă și te rogi ca să nu cadă. Se duc toate rând pe rând și tu stai numai oftând, mă. Gardul s-a lăsat nițel, parcă-l ia timpul cu el. Se duc toate rând pe rând și tu stai numai oftând, mă. Gardul s-a lăsat nițel, parcă-l ia timpul cu el. Aș opri timpul loc, aș vrea, mamă, dar nu pot. Să nu lase încă urmă peste fruntea ta bătrână. Tu mi-ești soare, tu mi-ești lună, sărbătoare-n săptămână. Ești lumina în orice zi, tu ești tot ce poate fi. Tu mi-ești soare, tu mi-ești lună, sărbătoare în săptămână. Mi-ești lumina în orice zi, tu ești tot ce poate fi. Locul poienii frumos cântă, frumos joacă, nu sunt alții să-i treacă. Iauzi cum cântă oltenii cu alea în mijlocul poienii. Frumos cântă, frumos joacă, nu sunt alții să-i treacă. Mă prind cu ei la un loc, că mi-e drag cu cine joc. Cu oltenii
cele crăiese, cu albe și alese. Mă prind cu ei la un loc, că mi-e drag cu cine joc. Cu alte cele crăiese, cu albe și alese. Pe cărare rada din poiana mare, cu coadele pe spinare. Ține horală tare, că se vede pe cărare rada din poiana mare, cu coadele pe spinare. Cu zăvel ca pale, pale, mă omoară din picioare. Mă lasă fără cuvânt, nu mai știu pe unde sunt. Cu zăvel ca pale, pale, mă omoară din picioare. Mă lasă fără cuvânt, nu mai știu pe unde sunt. În dreapta ei, dacă astăzi am noroc și-n stânga ei o să joc. Rada horă e de mei și eu joc în dreapta ei, dacă astăzi am noroc și-n stânga ei o să joc. Că-i frumoasă, nu dau greș, ca o floare de cire. Și-are dorul prins de sân, cu miros de flori de fân. Că-i frumoasă, nu dau greș, ca o floare de cireș. Și-are dorul prins de sân, cu miros de flori de fân.